Aș vrea să citesc mult din Scriptură în dimineața asta, tocmai pentru faptul că Scriptura ne uluiește prin complexitate, prin profunzime și mai ales prin provocare. Haideți să urmărim câteva texte din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, este vorba de rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Versetul 9, spre exemplu. Pentru ei, mă rog. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. De ce nu pentru lume? De ce pentru ei? De ce această grijă specială pe care Domnul Iisus Hristos o arată pentru un grup de oameni pe care El îl numește poporul Lui? De ce atât de mult interesat în poporul Lui? De ce nu tot atât de interesat pentru lume? Nu e Domnul Iisus Hristos interesat pentru lume? Este sau nu? E mai interesat în poporul lui? Da sau nu? De ce oare? Datorită evanghelizării și datorită orientării noastre evanghelistice, de foarte multe ori noi punem un echivalent între poporul lui Dumnezeu și lumea și spunem Dumnezeu a iubit lumea, nu? Încât a dat pe singurul său fiu ca... Și atunci, dacă Domnul Iisus Hristos a iubit lumea, înseamnă că lumea este iubită de Domnul Iisus Hristos. Și pe cine iubește mai mult? Pe poporul său sau pe lume? Și aici începem să avem probleme și spunem, Domnul Iisus Hristos îi iubește pe toți. Și încet, încet uităm de această distinctivitate pe care o face Domnul Iisus Hristos. Și anume, mă rog pentru aceea pe care mi-ai dat tu. Există o diferență între lume și între aceia care sunt luați din lume de cine? De cine? De Tatăl. Sunt luați din lume de Tatăl și dați cui? Domnul Iisus Hristos. Pentru ca niciunul să nu scape din mâna Lui și Domnul Iisus Hristos să-i păstreze pentru cine? Pentru Tatăl. Pentru Tatăl. Sigur că da, facem parte din lume, ca cetățeni ai pământului acestuia, dar facem parte din poporul lui Dumnezeu datorită faptului că Tatăl ne-a luat din lume. Ne-a dat Domnului Iisus Hristos, care ne păstrează mai departe pentru Tatăl. Și Domnul Iisus Hristos zice, pentru ei mă rog, pentru lume a murit. Pentru poporul său însă se roagă. Versetul 14. Le-am dat cuvântul tău lor și lumea i-a urât. Nu, Domnul Iisus Hristos nu spune lumea, nu spune cuvintele acestea ca și noi să urâm lumea, nu, ci Domnul Iisus Hristos descrie starea de lucruri și anume, lumea urăște pe aceia care au primit cuvântul Domnului Iisus Hristos ca poruncă. Cuvântul care este amintit aici este cuvântul poruncit de Dumnezeu pe care poporul acesta l-a primit ca fiind platforma lui de existență. Poporul acesta nu se conformează, nu primește porunci, nu primește o anume platformă de lucru de la lume, nu. Ci poporul acesta primește platforma de acțiune și de lucru de la Dumnezeu. Le-am dat cuvântul tău. Și pentru faptul că nu urmăm traseul, motivația și harta lumii,
Din cauza aceasta, poporul lui Dumnezeu zice că deranjează lumea aceasta, zice, lumea e urât. Nu te rog să iei din lume, spune versetul 15. Versetul 16, ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Versetul 17, sfințește-i. Ce înseamnă sfințește-i? Pune-i deoparte. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Și iată că avem de-a face cu un popor al lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu, pus deoparte și lumea fiind în felul acesta și ea pusă deoparte. Vreau să vă întreb, diferența e clară? Distinția e clară sau nu e clară? Dați voie să folosesc un alt termen, să vă întreb, unde-i gardul? Unde-i gardul? Ce înseamnă gardul? Este pilda aceea din Vechiul Testament care spune că Dumnezeu a avut o vie și a împrejmuit-o cu un gard, în așa fel încât de ce a fost nevoie de un gard? Poftiți? Spune cuvântul lui Dumnezeu să nu intre animalele sălbatice. Pentru că la urmă zice, pentru că a făcut struguri sălbatici, zice, îi voi smulge gardul ca să fie călcat în picioare de animalele sălbatice. Deci când pui gardul este să nu intre prădătorii, animalele sălbatice. De asta întreb, unde e gardul? Observați, de ce e gardul? Pentru ce? Ce funcție are? Uneori avem impresia că gardul este doar pentru ca să facă un fel de graniță sau de limitare artificială. În realitate, gardul este pentru ce? Să nu intre animalele sălbatice. Cu alte cuvinte, pentru protecție. În dimineața aceasta aș dori să vorbesc despre acest gard. Sau, dacă doriți, despre delimitare. Despre asta aș dori să vorbim astăzi. Și vreau să vă întreb, unde e gardul? Unde e gardul? Cu alte cuvinte, unde e protecția? Unde e? Și răspunsul simplu, dar profund, este în diferențiere. Gardul sau protecția este exact în locul acela unde apare diferența. Dacă nu e diferență, nu poți spune gard. Eu sunt de la țară și mulți dintre noi suntem de la țară. Cred că lucrul ăsta e foarte clar. Dacă nu apare diferență, nu poți spune gard. E nevoie de diferență. Da sau nu? Vreau să vă întreb în dimineața asta, e diferența un avantaj sau diferența este o problemă? Aș vrea să înțelegem bine și aș vrea să fim înțelepți. Mă bucur tare mult că sunt aici tineri printre noi, pentru că tema asta va fi dificilă pentru tineri. În general, tinerii au acest demers, acest fel de a gândi. Spune-mi ce să fac și rezolv. Spune-mi dacă trebuie să fiu diferit. Trebuie să fiu diferit. Cum să fiu diferit? Mă tun la zero? Dacă asta înseamnă să fiu diferit, mă tun la zero. E un avantaj sau un dezavantaj? Sau, nu trebuie să fii diferit. Păi de ce nu trebuie? Nu trebuie să... Bun, spunem să nu fiu diferit și îmi iau blugi exact ca ceilalți. Dar dacă Dumnezeu îți spune, fii atent, întreabă-mă când trebuie să fii diferit și când trebuie să nu fii diferit. Întreabă-mă unde trebuie să fii diferit și întreabă-mă unde să fii la fel. Dacă lucrurile stau așa, nu vi se pare că e mai complicat? Nu e mai complicat? Pentru un bătrân, probabil că lucrurile funcționează, dar pentru un tânăr e așa de greu. Cum să-L întreb pe Dumnezeu la fiecare moment?
spune-mi ce să fac pentru o săptămână și mă descurc. Bun. Și acum, pentru că am stabilit puțin problema și pentru că vom avea de lucru și la nivel practic, haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu. Așa, ca un alt text de meditat, Faptele Apostolilor, capitolul 14, de la versetul 44. Iertați-mă. Da, imediat. E vorba de 13, de la versetul 44. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de necaz. Vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Dar Pavel și Barnava le-au zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia să fie vestit întâi vouă. Dar fiindcă voi nu l-ați primit și singuri vă judecați, nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul. Te-am pus să fii lumina neamurilor, să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit cuvântul acesta. Preamăreau cuvântul. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viață veșnică au crezut. Foarte interesantă afirmația asta. Toți cei ce erau chemați sau rânduiți să primească viață veșnică au crezut. Cu alte cuvinte, în toți în care lucra Duhul Sfânt au auzit cuvântul și a făcut clic. A avut sens și mântuirea a lucrat în viața lor. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Mă voi opri aici, nu voi mai citi versetul 50, unde vorbește de femeile cucernice care s-au revoltat foarte mult la lucrul acesta. Vreau să observați tensiuni puternice în legătură cu unde să pui gardul. Asta e toată problema. Unii au înțeles din gard pur și simplu să fii diferit și să nu te atingi, alții au înțeles că este vorba de protecție. Dacă ar fi înțeles că este vorba de protecție, ar fi fost extrem de bine. Dacă ar fi înțeles că în felul acesta Dumnezeu îi ocrotește, ar fi putut să devină lumina neamurilor. Dar pentru că au înțeles că gardul înseamnă doar să nu te atingi, să nu stai de vorbă, să întorci spatele, din cauza asta, diferența, în loc să fie o binecuvântare, a devenit blestem. Și planul lui Dumnezeu s-a transformat într-o mare, mare problemă. Spuneam aseară, că aș vrea să fac legătura cu tema de aseară. Spuneam aseară că dacă te-ai aliat cu Dumnezeu și dacă Dumnezeul tău este atât de mare încât rezolvă toate lucrurile, dar absolut toate lucrurile, și cele mari, și cele mici, și cele de azi, și cele de mâine, și cele de poimâine, dacă le rezolvă pe toate, vă rog să îmi răspundeți. În afară de alianța asta între mine și Dumnezeul care rezolvă orice, mai am nevoie de vreo altă alianță? Mai am nevoie? N-am nevoie. De ce să mă aliez cu altcineva mai mic când eu am pe cineva care îmi rezolvă totul? Are vreun rost? Încă o dată, nu. Singurele alianțe care ar putea să funcționeze este când altcineva, când vede cine e prietenul meu, aliatul meu, cine este în legământ cu mine, să vină la mine să-mi spună, vrei să mă iei și pe mine ca aliat cu tine, pentru ca să fiu și eu, la rândul meu, aliat cu cine? Aliat cu Dumnezeu? Și atunci
are sens alierea. Pentru că și el îl caută pe Dumnezeu. Altfel, n-are niciun rost alierea cu oricine, sau alianța cu oricine altcineva. Acum, punctul numărul 2. Să presupunem că eu vreau să mă aliez cu cineva care este extraordinar. Și fac din religie un soi de alianță. Și mă aliez cu cineva, dar care nu este Dumnezeu, care este idol. Ce este un idol? O imagine închipuită. Iertați-mă, un Dumnezeu cu valoare zero. Care nu-i bun de nimic. Spune Sfânta Scriptură, care e mort. Bun. Deci dacă eu mă aliez cu un Dumnezeu cu valoare zero, care nu e bun de nimic, apoi, atunci spuneți-mi mie, mă ajută cu ceva alianța asta? Nu. Și atunci ce voi face? Așa ar fi înțelept, să renunț la ea. Dar de cele mai multe ori, noi nu alegem soluțiile înțelepte. Noi alegem soluțiile ciudate. Și anume, dacă alianța asta nu mă ajute, atunci ce se întâmplă? Voi încheia o altă alianță. Și voi încheia o altă alianță. Și voi încheia o altă alianță. În lumea în care Dumnezeu este un idol, alianțele devin extrem de necesare. Și trebuie să faci alianță cu toată lumea. De ce? Ca să te ajute. Ideea de protecție aici funcționează prin alianță. Alianță. Când ești aliat cu Dumnezeu, ideea de protecție funcționează prin suficiență. E suficient Dumnezeu. Ajunge. Dacă nu, fac alianță cu toată lumea. În studiile pe care le-am făcut în ultima vreme, din Cartea Cronicilor, am întâlnit câteva probleme. Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în 2 Cronici pentru o scurtă recapitulare. Doi Cronici, capitolul 16, versetul 7. Văzătorul Hanani a venit la împăratul Asa și a zis: pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău. Spuneți-mi, cum e asta? Poftiți? Deci Domnul Dumnezeul tău te putea ajuta, era Dumnezeul care poate rezolva orice. Toate lucrurile. Este Dumnezeul acela mare despre care am vorbit. Atunci de ce te bizui pe împăratul Siriei? Are vreun sens? Are vreun sens? N-are niciun sens. Am spus înainte. Deci dacă Dumnezeul tău este Dumnezeul acela care poate rezolva orice lucru, are vreun rost să te aliezi cu cineva? Nu. Și Dumnezeu întreabă, dar tu de ce te-ai sprijinit pe împăratul Siriei când puteai să te sprijinești pe Dumnezeu? Ce rost are? E logic? E înțelept? E cum e? Nu e de niciun fel. Dar era la modă. Se purta treaba asta. Și vreau să observați că obiceiul, tradiția, moda, folclorul, cum vreți dumneavoastră, este extrem de puternic. Versetul 9 spune ceea ce citisem și altă dată, îi spune Hanani: ai lucrat cum? Ca un nebun. Dar nu-i normal să-i zic așa? Păi care om cu mintea întreagă are la dispoziție un ministru care îi poate rezolva toate problemele și el se aliază cu șeful de post din comună de la el? Dacă se întâmplă lucrul ăsta, nu acționezi ca un om fără minte? Ba da. De ce renunți la ministru
Doar pentru că șeful de post e vecin cu tine și mai ușor de trecut gardul? Din cauza asta? Bun. Asta e mustrarea lui Asa. Iosafat. 2 Cronici, capitolul 19. Acestea sunt exemple regale. Dumnezeu ne-a pus înainte regi ca să învățăm lecțiile astea de la regi, dacă nu putem să le învățăm de la omul de rând, din viața de fiecare zi. Poate că regii ne vor convinge. Iosafat, împăratul Iuda, s-a întors în pace la Ierusalim. Iehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieșit înainte și a zis împăratului Iosafat: Iosafat, cum de-ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din nou, întrebarea este: cum de-ai putut, cum de-ai judecat? Implicit ni se spune că e imposibil așa ceva. Cum ai făcut lucrul ăsta? Vreau să te întreb, în viața ta și în viața mea, am repetat această problemă noi? S-a întâmplat în viața noastră ca noi să fim aceia care să ajutăm pe cel ce urăște pe Domnul? S-a întâmplat? În așa fel încât să ni se potrivească întrebarea: dar cum ai făcut? Cum ai gândit? Și Scriptura ne și explică cum. În capitolul 18 cu 1 zice: Ahab s-a încuscrit cu Iosafat. Uite așa se face. Te încuscrești. Foarte interesant. Știți că și Iosafat și Ahab au pus același nume copiilor lor? Sau cel puțin la un copil. Ioram. Același nume. Din ce cauză? Spuneți-mi, vă rog, când pui un nume copilului tău, de unde iei numele? Cine ți inspiră numele? O persoană apreciată, o persoană iubită. Vă dați seama? Ahab a pus nume unuia dintre copiii lui Ioram după numele copilului Iosafat. Ceea ce înseamnă că Ahab ținea la Iosafat. Da, Iosafat. Păi cum să nu ții la un om care ține atât de mult la tine? Cum să nu ții? Problema este că Dumnezeu îi spune: foarte bine, ai ținut și ai preferințele tale, nu e nicio problemă. Dar nu vezi, nu mai poți să faci deosebire între rău și bine? Din cauza iubirii, din cauza alianței, din cauza preferinței, nu mai poți face deosebirea între rău și bine. Asta e problema. Uneori spunem: e copilul meu. Alteori spunem: este rudă cu mine. Dumnezeu nu spune să nu mai fie copilul tău. Dumnezeu nu spune să nu mai fie rudă cu tine. Dumnezeu te întreabă însă: poți să vezi mai departe ce e rău și ce e bine? Sau lucrurile acestea te fac confuz și începi să nu mai vezi diferența între rău și bine? Cum de-ai ajutat pe cel rău? Cum? Da. În capitolul 18 cu 3, Iosafat vorbește cu Ahab și îi spune: eu ca tine, poporul meu ca poporul tău, vom merge împreună. Cum vi se pare lucrul ăsta? Nu numai prietenos, e mai mult decât atât. El spune: suntem una.
prieteniile, legăturile din lumea aceasta, alianțele din lumea aceasta, au nevoie de o asemenea investiție. Nu poți să faci prietenii și legăminte și relații distante. Nu funcționează. Ori ești cu totul, ori ești deloc. Din cauza asta, a fi una creează probleme. De ce ai ajutat pe cel rău? De ce n-ai văzut ce e rău? De ce n-ai văzut că nu iubește pe Domnul? Știți, una dintre problemele numărul unu a vremii de atunci este ceea ce spune Isaia, și anume, numești răul bine și binele rău. Ce anume trebuie să se întâmple ca să ajungi aici? Isaia 5:20, vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Vai de cei ce încurcă lucrurile în felul ăsta. Noi suntem într-o societate de tipul ăsta azi. Valorile sunt extrem de încurcate. Noi înșine, uneori ne este greu să mai facem diferență între stânga și dreapta, între bine și rău, între dulceață și amărăciune. Totul este amestecat. Din ce cauză? Din cauza că din ce în ce mai mult avem impresia că datoria noastră este să ne amestecăm cu lumea. De ce ne amestecăm cu lumea? Aud din ce în ce mai mult gândul ăsta, se numește culturalism sau inovație religioasă. Cu cât vom merge mai mult către lume, cu atât ce? Cu atât Evanghelia va fi mai înțeleasă de către ei. Cu alte cuvinte, îi vom atrage. Logica se numește culturalizare. Adică aceleași adevăruri îmbrăcate în hainele culturii noastre de acum. Procedeul se numește inovație. Vorbeam despre el sabatul trecut. Funcționează? Funcționează? Sigur. Sigur că da. Să nu ne imaginăm că Iosafat, în momentul în care, eu știu, s-a legat poporul meu cu poporul tău, eu cu tine, nu s-a gândit că s-ar putea întâmpla să-l atragă pe Ahab la o relație mai bună cu Dumnezeu. Să nu ne imaginăm. El chiar a crezut că îi face un bine lui Ahab. El chiar a crezut că merg împreună la bătălie pentru binele unei cauze mai înalte. Cu cine să faci alianță în tot Canaanul, dacă nu cu Ahab? Cu cine să faci alianță? Că toți ceilalți erau moabiți, erau edomiți, erau păgâni, erau vai și amar de ei. Singurul care era cât de cât mai acceptabil era Ahab. Ei, că mai avea și el doi viței, unul la Dan, unul la Betel, asta e o altă problemă. Dar măcar scria pe viței ei, ce scria? Elohim. Elohim. Și pentru că scria Elohim, atunci, păi, mai aproape de noi. Nu erau aproape? Erau aproape. Sigur că s-au apropiat. Întrebarea mea este, cine a atras pe cine? Că cineva a atras pe celălalt. Întrebarea este, cine a atras pe cine? Și Dumnezeu spune, fii atent că tu nu l-ai atras pe Ahab. Nu tu l-ai atras pe Ahab. Ahab te-a atras pe tine. Vreți dovadă istorică? Cine era nora lui Iosafat? Dați-mi un nume, repede. Izabela era soția lui Ahab.
fata Izabelei și a lui Ahab se numea? Atalia. Atalia, mulțumesc. Pe cine a luat Iosafat ca noră? Pe Atalia. Ce s-a întâmplat în următoarele 5 minute? I-a omorât pe toți copiii lui Iosafat. Nu în următoarea generație, de asta am spus în următoarele 5 minute, ci după aceea, după ce Ioram n-a mai fost. Încă o dată, cine a atras pe cine? Da. Primul moment de unire care a existat în istoria poporului Dumnezeu este când au ieșit din Egipt. Au ieșit din Egipt, Dumnezeu a făcut mari minuni cu ei, vă aduceți aminte de minunile acelea, cele 10 plăgi și așa mai departe, și când au ieșit din Egipt, o mare parte din vecinii, din egiptenii de acolo, au zis, unde mergeți? Păi mergem într-o țară mai bună. Da? O, dacă e vorba de o țară mai bună, mergem și noi. Și au plecat cu ei. În mod normal, ce trebuia să se întâmple? Acești oameni s-au pocăit, da? Și au plecat cu poporul evreu. Ce trebuiau să devină oamenii aceștia? Evrei. Ce au devenit în realitate? Numeri 11 cu 4 spune adunătura de oameni. Oamenii ăștia niciodată n-au devenit evrei. Oamenii ăștia, singurul lucru care l-au putut să facă, maximumul care l-au putut realiza, să devină adunătură. Atât. Înțelegem? În 2 Corinteni, capitolul 25. E vorba de Amația, împăratul lui Iuda. În 2 Cronici. 2 Cronici, capitolul 25. Iertați-mă. Amația a strâns pe oamenii din Iuda, i-a pus după casele împărătești, părintești, căpetenii peste mii, ceea ce înseamnă a organizat Israelul. Le-a făcut numărătoarea de la vârsta de 20 de ani în sus, a găsit 300 de mii de oameni aleși în stare să poarte armele. Versetul 6. A mai tocmit cu plată din Israel 100 de mii de viteji. Se făceau, spuneam, cu o vreme în urmă, se făceau 400 de mii. Era o oaste cât de cât rezonabilă pentru zona aceea. 400 de mii. A făcut bine? A făcut bine? Politic? Social? Era la modă. Era înțelepciunea vremii. Și pe fondul ăsta vine un profet. Un om al lui Dumnezeu. Versetul 7. Și zice, împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel. Căci Domnul nu este cu Israel. Versetul 8. Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi. Am mai analizat lucrul ăsta și vreau să-l mai repet încă o dată. Nu e vorba că nu te ajută. Deci, ai plătit 100 de mii de oameni, dar nu te ajută. E mai mult decât atât. E mai mult decât atât. Poftiți? Zice că îți dăunează, îți strică.
cu 100.000 de oameni în plus, datorită lor vei pierde toate războaiele, vei cădea. Pentru că Domnul nu poate să fie cu tine. Adică, nu numai că nu e cu ei. Asta este un lucru interesant. Că înțeleg că nu e cu ei. Dar lasă că e cu noi. Și când vor veni ei, cei 100.000, se vor alia cu noi și în felul acesta Dumnezeu va fi cu 400.000. Nu-i mai bine? Dumnezeu spune nu. Datorită lor va pleca Dumnezeu de la tine, de la ăștia 300. Adică nu e indiferent. E un factor de respingere. Un factor de respingere. Știți ce a făcut împăratul? Plătise mult. I-a trimis acasă. Asculta de profet și i-a trimis acasă. Știți că s-au supărat, da? Știți că s-au supărat și ăștia 1.000 de oameni când au plecat? Au jefuit în Iuda tot ce era în calea lor. Nu știu, e prețul ascultării sau neascultării? Dar vreau să înțeleg, dacă prin faptul că a ascultat a avut asemenea necazuri, ce-ar fi fost dacă ar fi păstrat și 100.000 cu el mai departe? Fraților, există o lege, o lecție aici, destul de mare. În foarte multe situații, oamenii lui Dumnezeu au fost cunoscuți ca oameni buni. Spre exemplu, Saul. Îl prinde pe Agag și... îl cruță. Da? Saul. Am spus-o de mai multe ori. Seamănă bunătate, nu-i așa? Nu, nu-i bine așa să nu-l omori. Lasă-l! Bun. Mai târziu, Ahab, în 1 Regi, capitolul 20 cu 32, îl prinde pe Ben-Hadad, împăratul Siriei. Și când ăsta se ascunde și fuge din odaie în odaie de frică pentru că se aștepta ca să fie executat, în momentul acela, sfetnicii lui vin și îi aduc o veste bună. Oameni buni. Creștinii sunt oameni, cum? Miloși. Creștinii sunt oameni miloși. Haide, hai să profităm de treaba asta, nu vreți? Că sunt oameni miloși. Ei nu fac deosebirea sub milă, nu fac deosebirea între bine și rău. Dacă faci apel la milă, dintr-o dată nu mai știu că, că e rău, că e bine, sunt doar miloși și iartă pe toată lumea. Și așa a făcut. Ben-Hadad a ieșit de acolo și i-a trimis vorba lui Ahab. Aoleu, știți, ne predăm. Și a ieșit cu steagul alb. Știți ce a răspuns Ahab? Ben-Hadad e fratele meu. Oh. Nu-i frumos? Nu e frumos? Nu-i frumos să-l numești frate? Nu-i frumos să fii bun? Nu e frumos? Citiți, vă rog, mai departe 1 Regi, capitolul 20, tot capitolul, și veți vedea că un alt profet vine înaintea lui și îi spune: de ce ai lăsat să fugă omul pe care eu îl sortisem pieirii? Din cauza asta, viața ta va răspunde pentru viața lui.
Și într-un război cu sirienii a murit Ahab. Din toate exemplele astea, am merge pe ideea că e foarte simplu. Domnule, nu intra în vorbă cu nimeni. Nu te atinge de nimeni. Pune gardul și gata. Numai noi suntem aici, restul e toată lumea și în partea cealaltă. Am rezolvat problema. Pentru cineva care vrea să știe ce are de făcut, treaba pare simplă. În 2 Regi, capitolul 6 cu 22, însă lucrurile se complică puțin și aș vrea să le complicăm repede. Oastea sirienilor bântuie poporul lui Dumnezeu, îl jefuiește. Iar profetul Elisei face în așa fel încât îi lovește cu orbire, merge înaintea lor și ia pe toți și îi duce unde? În Samaria. Când ajunge în Samaria, se roagă, Doamne, deschide-le ochii ca să vadă unde au ajuns. Dintr-o dată, mirajul dispare și se văd în Samaria înconjurați de trupele Israelului. Și împăratul, în timp ce îi dezarmează și nu mai mișcă niciunul, să-i tai? Răspunsul, după ceea ce am studiat până acum, cum ar fi? Din rădăcini. Și Elisei zice, da, așa procedați voi? Așa procedează creștinii? Ia, dă-le tu mâncare, spală-i, unge-le rănile și dă-le drumul acasă. Mă, vreau să vă întreb, de ce n-a putut să facă asta Saul cu Ahab, cu, iertați-mă, cu Agag? Și de ce Elisei poate să facă asta cu sirienii? De ce n-a putut să facă asta Ahab cu Ben-Hadad, care era tot un sirian? Și de ce face treaba asta Elisei? De ce uneori se poate, de ce alteori nu se poate? Din ce cauză? Ar fi așa de ușor pentru noi dacă am ști exact, Doamne, nu te atinge, nu pune mâna, nu face și gata, pune gardul pe aici. Ar fi așa de ușor. Numai că Scriptura mă trimite la un alt adevăr mai puternic decât acesta, și anume, întreabă-L pe Dumnezeu înainte de orice decizie pe care o iei în legătură cu vecinul tău, în legătură cu colegul tău de serviciu, în legătură cu oamenii care crezi tu că sunt ce? Răi, mulțumesc. Răi. Ia întreabă-L pe Dumnezeu și vezi. Și s-ar putea ca uneori Dumnezeu să-ți spună, dă-i de mâncare. Sau s-ar putea să spună, încearcă cu cărbuni aprinși. Și vă aduceți aminte în Noul Testament cum se traduc cărbuni aprinși, da? Poftiți? Fă-i bine în loc să-i faci rău. E foarte interesant unde au ajuns oamenii pe linia asta de gândire. Foarte interesant. Datorită faptului că Solomon a făcut tot felul de alianțe și n-a reușit să gestioneze bine alianțele și până la urmă s-a păgânizat el, din cauza asta mai târziu și datorită exemplelor pe care le-am dat până acum, poporul Israel a ajuns la concluzia că noi nu ne mai atingem de nimeni, nu mai stăm de vorbă cu nimeni pentru a ne păstra ce? Identitatea noastră, pentru a știe toată lumea că suntem ce suntem. Auziți dumneavoastră în Faptele Apostolilor, capitolul 10. În Faptele Apostolilor 10 cu 28, găsim urmarea acestui tip de gândire. 10 cu 28. Știți, le-a zis Petru,
că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească cu unul de alt neam sau să vină la el. Deci aici au ajuns. N-ai voie nici să te... Ce înseamnă să te însoțești? Să te întovărășești. Că e vorba de o călătorie, nu poți să mergi la drum cu altul de altă credință cu tine. Sau să intri în altfel de însoțiri. Eu știu de ce fel. Sociale, economice, mai apropiate. Corect sau incorrect? Corect sau incorrect? În Ezra, capitolul 4, cu 3, vin samaritenii și cer voie. Nu ne lăsa și pe noi să zidim templu. Și profetul zice nu. Profetul zice nu. Ca urmare, rezultatul este nu ne mai întovărășim. Evreii au pus gardul, au închis cu cheia și au închis toată lumea în afara lor. Iar ei au stat ca într-un ghetto. Le-a ajutat? Credeți că izolaționismul ne ajută? Una dintre marile probleme pe care biserica creștină le are astăzi, în mod special biserica adventistă, este că noi nu mai păstrăm legături cu oamenii de jur împrejur. Și o spun datorită faptului că m-am lovit de lucrul acesta. Ori de câte ori încercăm o lucrare de evangelizare, vorbim cu frații noștri, aduceți-vă prietenii. Și când este vorba să aducă prietenii, descoperă un lucru foarte ciudat. Că s-au gătat prietenii, nu mai avem prieteni. Apropo, dumneavoastră aveți prieteni? Și pentru faptul că nu avem prieteni, faptul ăsta îl justificăm cu ideea că am pus gardul. Am pus gardul. Mi-a dat telefonul de mult cineva și mi-a spus, uite ce s-a întâmplat într-o situație. Primarul a venit și a vorbit cu biserica din localitate, biserica adventistă. Nu vreți să veniți să cântăm colinde împreună cu biserica ortodoxă? Și frații noștri au discutat, au analizat și au hotărât. Nu. Nu. Din ce cauză? Vreau să vă întreb, când pui gardul, pui pentru protecție sau pentru ca să fii diferit, pur și simplu? Că protecție pentru ce? Dar să fii diferit? Da. Și omul ăsta cu care am vorbit, coleg, mi-a zis, de atunci nu ne mai întreabă nimeni. Nu ne mai invită nimeni. Primarul trece pe lângă noi și se uită în pământ, ca și când nu ne cunoaște. Și ne-a zis, oameni buni, eu am vrut să vă fac un bine. Am vrut să vă scot de acolo, de unde sunteți. Haideți să ieșiți și voi puțin. A zis, nu. Frații mei, e o mare primejdie în alianțe. Dar vreau să vă întreb, e mai bine în izolaționism? Și atunci cum faci? V-am spus că dacă aș fi tânăr, pentru un tânăr ar fi foarte limpede dacă i-a spune, păi, izolează-te și s-ar izola. Sau, nu, stai împreună cu ceilalți și ar sta împreună cu ceilalți. Dar ceea ce urmează să spunem de aici încolo e foarte complicat. Dar e ceea ce vrea Dumnezeu. Nu vrei să întrebi pe Dumnezeu la fiecare pas? Nu vrei să-L întrebi pe Dumnezeu la fiecare pas? Ezechia.
Isaia 39:1. Uneori ne punem întrebarea, Doamne, dar lucrarea cum ți-o faci? Auzi, îi spune Dumnezeu și îi reproșează la un moment dat, îi reproșează lui Iosafat și îi spune, omule bun, nu se face așa. De ce iubești pe cel rău? De ce iubești pe cel care îl urăște pe Dumnezeu? De ce? Și apoi Dumnezeu spune, dă drumul la 100.000 de oameni. Eliberează-te. Nu te alia cu ei. Nu intra în legământ cu ei. Și imediat apare întrebarea, dar lucrarea cum se va face, oameni buni? Dacă așa ne despărțim de fiecare dată, lucrarea cum se va face? Și îmi place așa de mult când citesc tot în lista împăraților că Dumnezeu dă răspuns. Fantastic. Isaia 39, capitolul 39. Dumnezeu îl întreabă pe Ezechia. Ezechia, cum vrei să mut soarele pentru tine? Cum vrei să-l mut? Să-l dau umbra cadranului lui Ahaz să meargă înainte sau înapoi? Ce vrei să fac pentru tine? Și după ce lucrul ăsta se întâmplă și soarele merge înapoi cu 10 trepte, spuneți-mi ce s-a întâmplat. Se mișcă Babilonul tot. Se mișcă Babilonul tot. Trimite împăratul din Babilon o scrisoare cu o delegație specială. Pentru ce? Pentru ce? Să cunoască pe Dumnezeul lui Israel. Vreau să vă întreb, a făcut Israelul vreun demers în privința asta? Cine a făcut? Dumnezeu. Dumnezeu. Și bat la poartă la Ezechia. Și Ezechia le arată toate bogățiile. Numai pe Dumnezeu nu. De ce e așa? De ce e așa? Ne arată limpede lucrul acesta că mai degrabă funcționează alianțele politice pentru ca să ne mărim influența decât acționează un Dumnezeu nemaipomenit ca să mărească influența lui. Mai degrabă folosim mijloacele omenești ca să atragem atenția asupra faptului că avem o cultură, cântăm bine, ne prezentăm bine în societate, avem instituțiile noastre, spitalele noastre și așa mai departe. Totul să meargă, să atragem atenția asupra noastră, decât să atragem atenția asupra unui Dumnezeu extraordinar pe care îl avem. Și bat oamenii în poartă la noi. Și bat oamenii și vor să-L cunoască pe Dumnezeu. Și noi nu suntem gata. De ce? Marea problemă e de ce. Vă rog să vă gândiți dumneavoastră mai mult. Timpul a cam trecut și de asta vreau să trec la ultimul punct. 2 Cronici 32. De ce a procedat așa? 2 Cronici, capitolul 32. Cu versetul 31. Când au trimis căpetenile Babilonului soli la Ezechia să-l întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce. Pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Cum vi se pare? Fraților, de fiecare dată când facem lucrul acesta, se vede ce e în inima noastră. De fiecare dată când oamenii bat, dorind să cunoască pe Dumnezeu,
De fiecare dată când noi facem un lucru în numele lui Dumnezeu sau pentru Dumnezeu și în realitate îl facem pentru noi, de fiecare dată se arată ce e în inima noastră. Am o întrebare aici, o întrebare cheie cu care aș vrea să finalizez. Textul spune așa: Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce. Întrebarea este asta: de ce îl lași pe Dumnezeu să te părăsească? Îmi mai dați voie să mai pun întrebarea o dată? De ce îl lași pe Dumnezeu să te părăsească? Vă duceți aminte de Moise? La un moment dat Dumnezeu i-a spus așa: mergi tu cu poporul ăsta înainte, dar eu nu pot să merg cu voi. Și spune Dumnezeu: eu vă părăsesc ca să nu vă nimicesc. Și Moise i-a zis: nu merg fără tine. Nu te las să mă părăsești. Poate că n-am înțeles multă vreme ce e cu textul acesta aici, dar esența acestui text aici este: Ezechia, cum îl lași pe Dumnezeu să te părăsească? Cum poți să stai fără El într-o zi de marți, într-o zi de miercuri, într-o zi de joi, nu știu când? Cum ai putut să stai 5 minute fără El? Că în 5 minute se întâmplă marile noastre greșeli. Într-o zi în care Ezechia s-a sculat mai de dimineață și a fost mai dispus, pentru că în sfârșit veniseră solii de la Babilon să arate cât de important este. Și s-a sculat mai dispus. Sigur că da. Și nu s-a mai dus să se roage în dimineața aceea. S-a dus repede pentru că avea o audiență din partea haldeilor, îl așteptau. Și a dus, a făcut primirea, protocolul, a deschis holurile mari ale castelului. I-a luat dintr-o margine a castelului până la cealaltă margine a castelului, le-a arătat tot. Un singur lucru n-a făcut. Nu s-a rugat. Și pentru că l-a lăsat pe Dumnezeu să-l părăsească, a pierdut tot. Există citatul acela care spune că Dumnezeu nu stă acolo unde absența lui nu e simțită. Dumnezeu nu rămâne acolo unde absența lui nu e simțită. Marea lecție nu este să știm unde să punem gardul. Marea lecție este să știm să-L întrebăm pe Dumnezeu în fiecare zi unde să batem în țăruși. Și gardul se clădește după aia. Haideți să învățăm să-L întrebăm pe Dumnezeu. Haideți să învățăm să nu rămânem fără Dumnezeu nici măcar 5 minute. Haideți să învățăm că marile noastre greșeli se fac într-un moment de nepăsare, într-un moment de neatenție sau indiferență. Dumnezeu să ne lege de El. Amin. Ne e foame și vrem să ne fie hrană pentru suflet, Părinte. Ne e sete și vrem să ne fie apă vie pentru ființa noastră. Vrem să avem înțelepciune și să știm, Doamne, să iubim. Și din cauza asta, învață-ne să ne rugăm. Învață-ne să nu facem nicio clipă, niciun pas fără Tine. Învață-ne să ne placă prăbușirea ființei noastre în țărână, ca să poți să te ridici Tu ca puternic protector al vieții noastre. Am dorit, Doamne, să urâm răul din toată ființa. Și fă ca să facem lucrul acesta spre mântuirea semenilor noștri. Ca să iubim pe ei, să-i atragem la Tine. Scoate-ne, Părinte, din ghetoul firesc în care ne-am încuiat, crezând că-i bine.
ci fă să ne jertfim viața pentru semenii din jur, pentru oamenii care vor să afle despre tine și despre faptul că poți să dai soarele înapoi din drag pentru un om. Te-am rugat în numele Domnului Iisus.